prezent aici ca preot anasolit la Biserica Treierat. Atâta. Așa și ați fost prezentat și mi se pare păi că... Păi da, dar vedeți că acum ați spune că sunt prezentat de trebuie. Nu, nu ne ducem la semn. Și atunci, în situația aceasta, când fiecare caută să se folosească de biserică și credeți-mă că toți episcopii ăștia sunt puși în funcțiile lor de episcop la comandă politică și fiecare își are aportul lui politic și îi dator cuiva cu ceva și nici de cum nu sunt puși acolo la nivelul lor de intelectual sau aberi ceva în biserică. Pentru că coincide ceea ce spune Marchel cu ceea ce spune Voronin. Coincide ceea ce spune Voronin cu ceea ce spune păi ăsta de la ce? Deci toți părinții, nu știu cum așa se vorbește, totul coincide cu comunismul. Comunismul care timp de 40 de ani și-a bătut joc de biserică în ultimul hal și-a adus-o de la 1000 de biserici la 200 de biserici, la, 100, la 250 de freus, la 4 milioane de oameni. După 90, cu legile în vigoare s-au dat libertate la toți. Și e clar că biserica nu și-a revenit ușor. Dar nimeni nu ține cont că în tot parcursul anilor ăștia, cel mai mult o suferit anume Ortodoxia în țara asta. Nu au suferit alții care au avut numai o biserică și le-au închis. Și noi am suferit. Ne-au închis toate bisericii, dar una au avut. Le-au închis-o. Din comentariu subiect, dar deci, lucrurile, e clar că preoții ăștia, episcopii respectivi, caută într-o fel să apere ceva. Dar la comandă politică nu pot să apăra nimic. Pe cum nu poți apăra nici din alt punct de vedere. Pentru că în biserică există legea iubirii. Nu poți să te pornești cu unul împotriva cuiva și după aceea să vorbești despre Hristos. Care, iată, suntem în preajma patimilor. Patimilor din iubire către om. Mersi, Alex.